Vă binecuvintez, dragii mei, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Astăzi am înregistrat un material frumos cu fratele Alexandru, dar din păcate n-am reușit să-l transfer de pe telefon pentru că mi-am schimbat telefonul de curând și am înregistrat la o rezoluție foarte mare și nu pot să îl transfer deloc în calculator. Așa că a trebuit să fac un update și să vă pregătesc altceva pentru astăzi și mă gândeam eu la criza aceasta care a fost ieri. Poate că a fost într-un fel bună pentru unii, poate că a fost rea pentru alții. Însă nu despre această criză vreau să vorbesc. Slavă Domnului că a revenit aceste platforme de social media. Este bine că a revenit pentru că, dragii mei, ne putem folosi încă de ele. Ele vor fi o mărturie în momentul în care biserica va pleca la cer. Și eu cred cu tărie că biserica este foarte aproape să plece către Domnul nostru Iisus Hristos. Vreau să fac o chestie frumoasă și pe lângă gândurile care am spus că o să vi le spun, pe lângă materialul care l-am pregătit deja despre slujire și despre puterea aceasta a lui Dumnezeu, pe care, pe lângă că v-am spus că să o fac câteva videouri, probabil vreo 2 zile o să înregistrez cu mama să vă mulțumesc și poate citim mesajele, comentariile pe care le-ați lăsat de la mulți ani. Încă o dată v-am mulțumit și eu vă mulțumesc și Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze. S-a bucurat și i-ați adus o bucurie. Vreau astăzi să citesc un verset foarte frumos care îmi place mie și cred că se potrivește contextului pe care noi astăzi îl trăim. Într-adevăr, trăim niște vremuri foarte ciudate. Am continuat și continui să spun că trăim niște vremuri foarte, foarte ciudate și trebuie să spun că mi-am uitat trepiedul, nu știu unde, cred că l-am pierdut. Să iasă puțin cam ciudat. Dar haideți să facem, vă provoc la o chestie frumoasă. Dragii mei, destul se umple internetul cu lucruri murdare și uitați ce vă provoc eu. Eu dau startul, haideți să facem un maraton cu versete biblice. Să lași un comentariu în care să pui versetul și să dai și trimiterea. Versetul tău preferat. Care este versetul tău preferat care poate te-a ajutat să treci printr-un impas destul de greu, care poate ți-a dat o nădejde, poate care ți-a dat o speranță. Poate atunci când ai avut nevoie de un răspuns, ai deschis Biblia și Dumnezeu ți-a vorbit prin versetul acela. Poate înseamnă ceva sentimental pentru tine, nu știu. Vreau să umplem internetul și cel puțin această postare cu versete biblice. Și sunt convins că cineva care va căuta să citească aceste versete, dacă vor fi, nu știu, 100, 200, 300, poate 400 de mesaje, nu știu, toate să fie niște mesaje de încurajare, vă dați seama ce ar fi ca un singur om să se oprească și să citească toate aceste comentarii și să citească toate aceste încurajări, ce binecuvântare ar fi. Și poate se întâmplă să deschizi internetul și să fii descurajat. Și atunci când vei citi aceste mesaje sau vei asculta acest cuvânt, vei primi o încurajare. Este tot ce-mi doresc, nu am alte gânduri decât să pot să vă îmbărbătez, dragii mei. Ia auziți ce zice în Evrei 11. Un verset foarte frumos. Și credința este o încredințare neclintită în lucrurile nădăjduite, auziți? O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Da, este o pandemie. Este o nenorocire, oameni mor, dar noi avem această încredere că Iisus Hristos este în mijlocul nostru, că Iisus Hristos ne binecuvintează, că Iisus Hristos ne păzește, că Iisus Hristos nu își lasă turma. Ăsta este gândul și îmi doresc din inimă, dacă ai deschis acest video, intră și lasă un comentariu cu versetul tău care este preferat. Cel puțin la acest verset m-am gândit astăzi, deși mesajul pentru astăzi era altul, dar nu am reușit, nu înțeleg, nu se blochează, are 15 giga videoul care trebuia să-l transfer în calculator și nu merge, se blochează. Și am fost nevoit, mă repet, să pregătesc un alt video în care să vă provoc la acest maraton. Dragii mei, eu nu știu ce va fi mâine, nu știu ce se va întâmpla poi mâine, nu știu, toate lucrurile astea sunt o enigmă. A picat guvernul, n-a picat, pică câțu, nu pică câțu, vine bâțu, nu vine lâțu, nici nu mă interesează de lucrurile acestea. Haideți să ne axăm puțin mai mult în sufletul nostru și în inima noastră pe acest Domn Isus. Și credința este o puternică încredințare, o puternică încredințare în lucrurile nădăjduite, în o puternică încredințare
încredințare despre lucrurile care nu se văd. Nu-l vedem, mulți dintre noi nu l-am văzut, dar știm că este în inima noastră, am trăit, l-am simțit, ne-a ajutat, ne-a răspuns la rugăciune atunci când l-am chemat și noi știm și avem această puternică încredințare că El este aici, în camera aici lângă mine, undeva aici, nu știu unde e. De mi-ar deschide Dumnezeu ochii, l-aș vedea pe El sau poate îngerii sau îngerul pe care l-a trimis ca să mă păzească. El este aici și garda lui de îngeri este aici. Îl iubesc pe Domnul Iisus și-s convins că nu mă va lăsa. Puternică încredințare în lucrurile care nu se văd. Doamne, nu te văd, dar te simt. Ochii mei, ochii aceștia de inimă te-a văzut în multe situații ale vieții noastre și tu poți confirma acest lucru. Și încă o dată mă repet, lasă un comentariu și lasă-mi acolo versetul tău preferat care pentru tine a însemnat ceva, ceva mai mult decât ceva. Lasă acel comentariu și nu uita și trimiterea, da? Deci Evrei 11 cu versetul 1. Eu dau startul și vă rog să puneți aceste gânduri de încurajare pentru că destul umblă internetul cu toate mizeriile. Nici nu știi unde să te mai uiți, nici nu știi ce să mai deschizi, nici nu știi ce să auzi, nici nu știi încotro să te îndrepti. Este timpul să facem ceva și oamenii din jur să cunoască că există un Dumnezeu care este în mijlocul nostru. Prea iubiților, ăsta a fost gândul. Cu voi a fost Daniel Popescu, iar noi ne vedem cu ajutorul lui Dumnezeu mâine. Dacă reușesc să procesez acest video, îl voi pune, dacă nu, voi pregăti altul și cu ajutorul lui Dumnezeu trebuie să-l pregăti. Dumnezeu să vă binecuvinteze, iar să vă ocrotească.